Nu am mai dat niște răspunsuri în privința unor jucători? Păi nu că meciul de aseară cu ajutorul lui Dumnezeu, adică m-a luminat, cred că maxim. M-a luminat Dumnezeu și mi-am dat seama ce am, că nu, adică nu știam ce am în curte. Adică știam, dar nu eram sigur. Acum m-a luminat Dumnezeu, știu exact ce trebuie să fac. Așa că cei ce se bucură, probabil că vom avea din 3 în 3 zile și jucăm în Europa, să-și pună pofta în cui, că vor vedea că deja cu ajutorul Dumnezeu știu exact ce trebuie să fac și ce echipă să afișez și în campionat și în Europa. De ce anume v-ați dat seama? Cum? Mi-am dat seama de jucători. Știu ce jucători, toți jucătorii, ce poate fiecare, nu știam. Adică aseară clar a fost, adică mi-am dat seama fiecare jucător ce poate și unde trebuie să joace el, de fapt, nu numai ce poate. Unde trebuie să joace. Că David Miculescu, de exemplu, nu este vârf. El trebuie să joace stânga sau dreapta. Gata, punct. Nu-l mai vedeți. Deci nu-l mai vede niciodată vârf pe David Miculescu. Intră Popa și gata. Eu am zis să joace el ca să îi dau încredere. Dar dacă îi dau încredere, bag stânga sau dreapta, că dacă îl bag vârful, ne distrug. Joacă Popa și gata. Așa tare v-a supărat? Bă, Panțărul poate să-și ia adio. Să vedem. Dar eu cred că asta este, știi? Adică, e ce să faci? Adică intri primul meci și al doilea când vii, mi-a după accidentare și joci extraordinar și pe urmă vii și da, joci la mișto, nu bași piciorul. Stai să vezi că nici n-are registrat contractul la ligă, mi-a zis Vali. Înțelegi? Hai la revedere, du-te tată și lasă-ne în pace. Mai primește o șansă? Nu mai primește nicio șansă. Adică nu știu, să vedem. Nu mai are șanse multe, gata, s-a văzut. I-am zis în avion, i-am zis și la și în Grecia. Băi, zic, vezi că a jucat primul meci și al doilea meci, a jucat extraordinar și m-ai făcut să prelungesc contractul. Vezi că acum a început să joci la Libi, la mișto, nu mai urci, nu mai cutare, nu mai bași piciorul, ți-e frică, ce să mai tu, acum ai contract, înțelegi? A, uite că a avut ghinion, că nu s-a înregistrat. Altceva ziceți. Altă parte, Tabi Popescu. E pe drumul cel Tabi Popescu, George, că așa l-am botezat, e mare bucurie că dacă își vine acum și a revenit și George, nu mai am nicio problemă. Aveam o problemă cu U21. Că Pantea nu prea e, cu tare, băi, bun. Ăsta la altul, Musi, l-am tras de șunci de la burtă, cum l-a tras la Dorinel Munteanu, ăla de tricou. Păi ce e asta, mă? Păi nu l-ați văzut, i-am și lui Pindi, i-am și lui mine. Băi, nu-l vedeți? Că eu-l vedeam pe teren, că e dulofănel. Câte kilograme are? Nu știu cât are. Nu, am luat după aia, uite, Tănase, uite, cu tare, i-am dat exemplu. Nu, dar nu contează asta, contează că Tavi Popescu, George, Popescu, de fapt, și e pe cale să fie el cel care a fost și care câștiga, meciuri, el de unul singur. Asta este foarte important pentru noi. Faptul că nu l-a luat pe Berliga la Națională... V-a supărat? Bă, nu m-am supărat. Pentru mine e mai bine. Vine la echipa națională, când vine de acolo, vine praf. Păi nu, ce să... Așa mai bine aici să antreneze, că și așa era în urmă puțin, că venea din alte părți. Ne-a antrenat. E de glumesc, înțelegi? Speranțe mari pentru meciul cu Rangers, după ceea ce ați văzut până acum în startul sezonului? Păi nu știu, eu două meciuri cred, adică n-are rost să vorbim acum, o să vedem. Nu vreau să vorbesc și după aia să nu se întâmple. O să vedem. Nicușor Stangiu a spus că dacă s-ar întoarce în România, doar FCSB-ul e variantă. Îi faceți loc pentru când va vrea? Oricând vrea el. Oricând Nicușor. Deci Nicușor, nu numai calificările, că în viață vezi că și Chiricheș, de ce crezi că mă port așa frumos cu el? Am luat bani mulți pe el. Am luat bani, 10 milioane pe el. Nicușor, am luat 10 milioane pe el. Ăla oricând vrea el, el vine, antrenor, ce vrea el? Antrenor secund. Bă, dacă el vrea din iarnă, dacă vrea jucător și antrenor secund, el bagă imediat. De ce? 10 milioane. Și nu numai 10 milioane, două goluri de calificare, cu nu mai țin minte cu ce ajunge. Dar lovitura aia, cu Sparta Praga. Și atunci el, Daniel, deci Stanciu, deci el este al meu.
Al meu, adică al Stelei. El oricând, Chipciu a greșit. El vă spun acum, el pe mine m-a dezamăgit. Bă, nu trebuia să pleci. Bă, sunt unii jucători exponențiali, care ei n-au voie. Cum a făcut Săpunarul? L-ai văzut pe Săpunarul la altă echipă? Bă, nu, dar nu, lasă. Băi, nu mă refer, te duci la oriunde, te duci la CFR. Uite, acum e la Ucluș, foarte bine, nu-i problemă. Trebuia la CFR. Dacă ești al Stelei, nu te duci la Dinamo, la Rapid, CFR, astea și Craiova, care sunt, nu? Bine, Craiova acum, că nu prea a fost ea, adică, acum se pretinde, dar Dinamo și Rapid, astea sunt două echipe care n-ai voie să te duci. Și nici la CFR, că am fost ultimul la zoi. Stanciu, pentru că mă gândesc că așa ar putea pleca și Olaru și rămâne locul. Bă, tu nu înțelegi că el, Stanciu, el oricând vrea el, doar el vine și zice, ai salut, am venit. Deci nu contează ce sumă? Nu contează. Limita care putem să da, dar siguranță, el oricând vrea să vină la noi, e binevenit. Victoriile astea în campionat, cum, practic ați scăpat de perioada aia mai... Nu mai acum nu mai e problemă. A fost problemă cu play-off. Acum nu mai este problemă. Nu mai este problemă că deja avem un meci minus, venim pe locul 2 sau 3, nu știu, nu? Că nu concep că să nu câștigăm cu Botoșanu, că dacă nu câștigăm cu Botoșanu, îi dau afară pe toți. Și se plece. Să facă și prietenul domnul Șucu, că ați văzut că e supărat după Botoșanu. Nu, e treaba lor. Fiecare face ce vrea la el acasă. Eu spun la mine acasă, dacă nu bați Botoșanu, n-ai ce mai căuta să mai vii acolo la bază. Alta echipă. Schimbăm tot. Asta tot spus că Rapidul nu va fi în play-off și... Dar știu ceva. Asta tot spus. Băi, auzi, alta e când spui în glumă și vorbești în glumă, alta e când vorbești acum la cald după de ieri. Nu poți să spui acum, că nu-i frumos. Nu-i frumos. Adică oamenii au suferința lor. Că nu-i ușor. Adică, îi spun un lucru, nu e ușor, nu că pentru Șumudică, ca antrenor, știi ce? Hai, noroc, salut, cu tare, îmi dau de mie, cu tare. Ha, că la altul antrenor, se duce altă echipă. Nu e frumos pentru că eu știu ce înseamnă să bagi bani milioane și a băgat omul bani milioane și milioane, Șucu. Nu poți să-i zici lui Șucu, milioane și milioane a băgat. Și când vezi că te bate Botoșanu, normal să ai o suferință. Mă, e frumos acum, mai ales că ești prieten cu el. Dar credeți că o să-și dea Șumudică demisia, cum s-a scris? Nu știu, nu mă bag, e treaba lor, facă ce vor, nu e frumos acum. Nu e frumos acum să vorbesc de ei, că au o suferință și... Băi, se bată Botoșanu, e suferință. Eu dacă mă bătea Botoșanu, mă bată mie Botoșanu. Și pe urmă să zic alții ceva, îmi convine? Închid televizorul, nu mai vreau. Nu? După pauză vine meciul cu Dinamo, veți începe cu prima echipă, veți căuta să... Cea mai spumă și cea mai tare echipă cu Dinamo. Și cu Rapid cea mai tare echipă. Și cu Craiova cea mai tare echipă. Deci restul o să vadă ei cum se face ca să fie cea mai tare echipă cu Dinamo. Nu? După aia în cupă cu Dinamo le dau și lor o speranță. O să jucăm cu a doua echipă. Înțelegi? În cupă. Deși și cupa noi trebuie să o luăm. Dar avem din 3 în 3 zile. E greu. Dar ce este cert că ei să știe că Dinamo, Rapid, Craiova vor fi cei mai buni jucători pe teren. Pe CFR am jucat, avem cu Clujul după aia, care iar va fi cea mai bună echipă. Da, da. Bine, vine campionatul și meciurile din Europa League în acasă, că e vorba de respect față de suporteri. Adică, bă, nu poți să vii aici, adică joci și pe Național în Arena și să te bată Olympiacos sau cine ăia, cu cine jucă. Nu. Sau Midtjylland. Păi ce faci, bă? Dacă joci acasă, trebuie să bați pe Midtjylland, că e doar Steaua și ai renume mondial. Câte abonamente s-au mai vândut după victoria? Nu știu, abar n-am. Cum probabil și așa acum... Va fi stadionul plin, că se cumpără biletele, chiar dacă, adică cum ar veni... Poate le și mărim biletele acum. Prețul la cum ar veni, că n-ai luat pachet, acum dă mai scump. În ultimul timp tot a spus Steaua, l-ați spus FCSB, s-a schimbat ceva?
Nu, am spus în ultimul timp Steaua, pentru că trebuie oamenii și trebuie să înțeleagă și toate instituțiile că nu ne bate în joc de România. Adică avem o echipă Steaua care a făcut performanțele care le-a făcut și care trebuie să revenim la normal, nu? Și încet, încet vor reveni lucrurile la normal. Avem acum, de exemplu, cât de curând o să iasă hotărârea de la Madrid. Înțelegi? Cu marca Steaua. Și acum o să fim Steaua. Că iese acum. Au făcut ei opoziție, o să le respingă opoziția și după aia, că dacă nu se știe în România cum este cu continuitatea, știu aia străinii cum e continuitatea. Dar denumirea clubului s-ar mai putea schimba vreodată? Ce? Oficial. Păi Steaua va fi. Păi Steaua este, mă. Păi FCSB, Steaua, fotbal, club Steaua București, nu e asta. Am întâi după Talpan. Păi dacă le lăsăm pe mine, pe nume, după Talpan, aici țara asta de râpă, da? Eu credeam că guvernul o să rezolve problema asta, că așa mi-a zis. El așa mi-a zis, el Ciolacu. Avem obligația și datoria, exact motamo, cuvânt cu cuvânt, ca Steaua să joace în Ghencea. Păi bă, dacă i-ai spus Steaua, rezolvă, că dacă ești prim-ministru. Văd că ai uitat, hă? Păi nu am vorbit, ce să vorbesc? Păi nu pot să vorbesc cu el. Păi dacă eu sunt la AUR, cum să vorbești cu PSD-ul? Că după aceea ce faci? Faci compromisuri? După aia înseamnă că îți faci obligații. Păi bă, tu mi-ai cerut aia, ai făcut aia și după aia ce? Păi nu, tată, nu pot să cer. Dar el a promis că atare fă dreptate dacă zice că adevărul a ieșit. Este adevărul, adevărul e, scoate marca aia care cheltuie bani degeaba și care s-a scos și o lege acum, că nu mai au voie nici deloc. A dat nu știu ce o lege asta, nu știu cine, Ghiță mi se pare. Da, nu ai voie deloc, decât fotbal amator, nici în ligile inferioare, dar nu mai ai voie să fii înregistrat la federație. Și atunci ce facem? Bine, n-ar rost să discutăm pe tema asta, asta e o chestiune de timp, se vor rezolva lucrurile. De la Națională, ce așteptări aveți în această dublă, că tot vorbeam despre ea? Bă, acum e Lucescu, acum ce așteptări? Acum e altceva. Și Iede a făcut, mulțumim și lui, dar Lucescu e Lucescu. Adică chiar că nu l-a luat el pe Burlige, nu l-a luat cine știe, orgolii de-astea. Probabil mici, nu șicane, nu, că nu are el, nu are răutate deloc, mici orgolii, mândrii de astea, adică băi, eu chiar dacă ai dat 2 milioane, eu sunt Lucescu, adică fără voia lui, fără răutate, fără nimic, adică o chestiune de asta care probabil las că le iau următorul meci. Și acum spun și încă ceva. Băi, nu zic că orgolii față de Steaua, că n-are ce. Pentru că nu l-a luat nici pe Luis Munteanu. Pentru că l-a luat pe Burlige, mi-a făcut mare avantaj. Că nu mai puteam să-l iau eu, înțelegi? Dar și Luis Munteanu, că eu consider că Burlige și Luis Munteanu sunt mai buni atacanți decât tot ce a luat el la echipa națională. Eu așa cred. Pot să-mi dau cu părerea să mă iertenea Mircea, că eu am bătrânit în fotbal. Dar eu consider că Burlige și Luis Munteanu sunt doi atacanți mai buni. E posibil să mă înșel în privința lui Luis Munteanu. Burlige nu știam că e atât de bun. Eu l-am luat, dar nu știam că e atât de bun. Bă, mă uimește. Eu vedeam că e bun, dar nu credeam că atâta. Acum chiar mai bun. Bă, dai meci de meci, dai gol. Și în cupel. Cum? Aleargă, face, drege, pressing la portar, deci agresiv, tot ce vrei. Și când primește mingea, păi când are Burlige mingea, apoi pe ăla când scapă el cu portarul, nu există că dă el în portar, apoi el dă gol. Credeți că un gol cu Manchester United de aici la București poate să însemne transferul lui? O sumă importantă? Bă, depinde cum, nu are, el are 15 milioane clauze. Eu părerea mea că o echipă mare imediat îi va plăti clauza. Poate chiar sunt cu echipă la ora asta, că a dat, dă goluri în cupele europene, dă goluri și în campionat. Adică iese în relief. Burlige este un jucător care el iese în relief. Nu am mai avut la Steaua asemenea atacant. Nu am avut.
Păi n-ai văzut aseară, l-am băgat imediat, gata, s-a schimbat tot jocul. Nu? După gafele făcute de Zima, etapa asta, vi s-a schimbat puțin părerea? Pentru că a făcut un meci groaznic. Eu le-a făcut gafele că dacă omul este și el puțin dezamăgit, că i-au promis că îi dau drumul pe 250.000 și nu vor să-i dea drumul, că dă CFR-ul 500. El a zis, domne, eu la CFR nu mă duc. Ce dacă de ce știu? Păi, domnule, că acolo ape, nu mă înțeleg, domnule, vreau să stau rezervă la FCSB, la Steaua. E bine acum, băi, peștele în mare, tigaia pe foc. Știți asta? Peștele în mare, pune tigaia pe foc, ca să-l prindem, întâi după aia pune tigaia, nu? Hai să discutăm ce vreți, actualitate, nu ale, ce o să facă Vasile Mitică când se duce la Coșereni. Suporterii parcă nu mai vor să joace în Ghencea FCSB. Vă mai vedeți evoluând acolo în următoarea perioadă? Bă, dacă nu vor suporterii, eu fac ce zice, ce zice ei. Bine, bă, intru eu acum în Parlament și fac lege. Că spunea Burleanu, să aibă grijă ce declară. Bă, eu ce declar? Eu nu fac imixtiune politicului în fotbal. Eu fac niște legi că sunt în domeniul ăsta și văd abuzurile. Și atunci eu fac niște legi în Parlament care le votează Parlamentul ca să putem stopăm abuzurile și să facem dreptatea. Nu că nu e mixtiune. Mixtiune înseamnă să bage politicul în fotbal. Nu e voadă mixtiune politică. Ca zice, dom'le, pe care să aibă ce declară, că nu joacă în cupele europene. Ce vorbești, mă? Păi ce eu? Adică mă amenți pe mine. Păi da, intru eu în Parlament acum și nu o să mai vezi nicio bază sportivă că joacă Antold. Păi ce faci, mă, Antold? Joacă și drogangeală pe stadion. Bă, stadionul s-a făcut, joace fotbal cu mingea. Nu drogangeală de cocaină și heroină. Și hașiș și marihuana. Da, vrei marihuana? Du-te, tată, și marihuana și cocaină. Da. Dacă nu se joacă fotbal, cum e în toată lumea asta. Și nu mai poți tu primărie să-l închiriezi. Mai ales că îi costă mai mult. Plus, pe Ghencea, mie nu-mi convine. Și de... Păi a băgat niște sume extraordinar de mari, poate costă aproape cu stoars, cu toate, 100.000 de euro un joc. Păi ce facem? Au băgat expre, pe urmă bagă și cari. Păi băi, și tu, Ciolacule, dacă tu ai promis, băi, ia vezi, băi, eu am, băi, băi, i-ați dat acum de fica mea, dar îi face șicanii? Ia să vedem, e adevărat ce zice Becali, cum adică băgați Ruibi să joace, să strice gazonul? Cum adică dublu suma de închiriere? Când ăla e mai mare și mai frumos, nu? Păi așa trebuie să închid. Când nu se respectă cuvântul ca prim-ministru, de la A până la Z, e o problemă. Trebuie să te interesezi. Bine, el săracul, îți dai seama. Nu are informația, dar acum o are de la mine, că îi zic consilierii. Bă, ce-i ce Becali? Să intereseze. Că e prim-ministru. Să rezolve toate astea lucrurile care sunt de interesul public și național. Dacă vrea să fie și președinte. Nu? Păi băieți, fiți președinte? Păi ce se întâmplă? Nu te ascultă. Nu?